Bună ziua, dragi prieteni din balanță. Haideți să vedem la balanță. Pentru săptămâna viitoare în zaruri. Pasiune. Spune să stați un pic să vă gândiți sau totul se rezolvă prin miracol, prin magie, printr-un miracol, totul se rezolvă. Totul se rezolvă, orice problemă ați avea, orică vreți să plecați, nu știți ce vreți câteodată și asta este, nu este bine. Șanse aveți. Multă dragoste o să aveți săptămâna viitoare, oricum, multă dragoste, multă împlinire. Câteodată aveți blocaje sau spuneți, oh, stop, stop, stau să vă gândesc. Dar după aceea o să vedeți că totul este trecător. Ceva ce vă supără în relație, trecător este supărarea. Dacă aștepta să se întoarcă cineva, se întoarce, se gândește să se întoarcă acea persoană, uite. Întoarce. O să vă caute, o să vorbiți, o să se întoarcă. Secret soare. Oh, prima soare este din buchet, exact, femeia cu fidelitate, dragoste. Cel mai frumos a ieșit aici la balanță. Balanța este cel mai bine a ieșit. Multă energie, mult succes, împlinire în dragoste o să aveți săptămâna viitoare. Și în următoarea perioadă, multă dragoste. Poate fi o căsătorie sau faceți planuri de căsătorie. Cadouri, ceva util. Ceva, mai aflați ceva bun, vești bune, auziți ceva bun, ceva ce o să vă bucure. Primiți vești de la acea persoană, acea persoană este fidelă, poate să aveți o altă persoană în minte care vă iubește. Vi se pare foarte frumos, totul strălucește în jurul dumneavoastră. Ceva încet, încet și sigur și foarte frumos. Cu foarte mare împlinire în dragoste pentru balanță. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.